Salut și bine ai venit, au revenit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și astăzi am depășit pragul de 5.000 de abonați. Așa cum v-am promis, aveam luat o decizie, o decizie importantă. V-am promis că o comunic astăzi sau o să o iau decizia până în momentul în care fac 50.000 de abonați. 5.000 de abonați. Sunt foarte obosit să vede chestia asta. Așa că o să vă comunic imediat în următoarele momente ce decizie am luat. Inițial aș ruca video-ul ăsta să numească altfel, să fie un video mai lung, să explic niște chestii mai interesante și să dau și o lecție de educație financiară prin intermediul acestui video, astfel încât să fie un moment oarecum memorabil, dar și cu o parte de educație. Din păcate, sunt împita peste cap, am un program foarte fix, foarte încărcat, este ora 6 și 4 minute, am venit de vreo jumătate de oră acasă, da? Am mâncat și acum am apucat să fac video. Sunt foarte obosit. Ca să vă spun sincer, asta e a treia dublă pe care o trag, pentru că la primele două duble nici măcar n-am putut să trag ce trebuie, că m-am bâlbâit în loc de abonați, am zis avocați, în loc de nu știu ce, așa, să cunoaște oboseala. Pentru cei care nu știu și nici n-am vrut să fac mai tam-tam pe chestia asta, că nu mi se pare că e un merit deosebit, eu sunt și lector la universitate, adică țin niște ore acolo și în perioada asta este perioada de înainte de sesiune, o perioadă în care sunt multe verificări, pe pus note la studenți, de ascultat, de prezentat proiecte și așa mai departe. Așa că de vreo două săptămâni am fost foarte, foarte dat peste cap de toată treaba asta și seara când am venit obosit acasă, ca și în seara asta, nu mai îmi arde de nimic. De ce vă spun chestia asta în momentul ăsta? Pentru că mai am o săptămână până termin, da? Adică mai am doar săptămâna asta în care sunt un pic mai dat peste cap și pentru că ceea ce urmează să anunț, urmează să întâmple probabil în zilele următoare sau așa, o să vă mai cer un pic de regras, adică cumva astăzi anunț la cei 5.000 de abonați. Faptul că am hotărât să intru iar pe Bursa de Valori București, da, știți că acum o lună zile am ieșit, da, o să vă explic acum pe video cam care era planul meu, cam cum a fost planul meu și așa mai departe, dar am schimbat, bineînțeles, planurile și așa mai departe și sunt lucruri complicate, lucrurile pentru că, na, așa îmi placă mie, complicate poate, dar în principiu vreau să intru pe bursă. Episodul de astăzi, dacă vreți să știți cam cum s-ar fi numit, probabil o să fac mâine, poimine un episod pe tema asta, era nu am bani de investit. Auzi foarte des oameni care spun că nu au bani de investit pe bursă, că ei nu au bani și așa mai departe. Și tocmai de asta, ăsta a fost motivul pentru care am decis să intru acum pe bursă și nu în toamnă, cum era planul inițial, pentru că am zis ok, nu poate fi un moment mai prost în care eu să nu am bani decât acum. Și dacă acum reușesc să fac chestia asta, atunci nimeni în viața lui nu va putea să mai vină vreodată cu scuza a, păi eu nu am bani acum de investit pe bursă, da? A, așa. Iarăși nu e vorba de time market, de tarif market. A, așa, deci nu e vorba de un moment potrivit sau alta, nici nu știu dacă e un moment sau nu potrivit. Pur și simplu, momentul potrivit de a intra pe bursă este momentul în care auzi și vrei să te bagi, da, te hotărăști să faci chestia asta. Nu trebuie să aștepți nu știu câte luni, că poate vine nu știu ce criză și cumperi tu ieftin sau să nu știu cum, pentru că nu vei cumpăra. Ok. Bun, înainte de a continua, trebuie să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Dacă ai făcut-o, îți mulțumesc. M-am zis tocmai a depășit pragul de 5.000 de abonați. Dacă nu, ai buton de subscribe și lângă el, în clopoțel, bifează și pe acela pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou. Imediat o să vedeți și abonații pe care avem în momentul de față, da? Imediat. Ia să vedem dacă pot să pun pe ecran. Așa. 5.003 în momentul de față. Ok, și creștem în continuare, bineînțeles, nu ne oprim aici, asta este un lucru foarte, foarte bun, așa că nu ne oprim aici, dar hai să vă povestesc un pic despre planurile mele și cum erau ele făcute, da? Mai ales m-a întrebat cineva astăzi, ai terminat cu casa? Și zic că aș vrea eu, dar abia am început să plătesc facturile, mai e până vin muncitorii, mai e până să face, zic 4-5 luni de zile acum încolo o să tot am coșmaruri. Așa, deci nu s-au schimbat planurile cu casa, da, deci nu s-au schimbat nimica. Banii după bursă se duc în continuare la, adică sunt direct acolo, deja puși în alt cont separat, nu mă ating de ei, nu iau din ei așa. Și atunci cumva m-am gândit să intru pe bursă, planul meu era așa, fac 4-5 luni de casa, strâng în următoarele luni niște bani, poate 5-6-7-8.000 de euro și intru înapoi pe bursă cu 7-8-10.000 de euro, intru așa mare, da? Deci asta era planul meu inițial, bă, în toamnă, zic, m-am hotărât, anunț iară pe YouTube că m-am hotărât să intru pe Bursa de Valori București,
și intrăm iară puternic pe bursă și intrăm așa în forță, adică să fim, să nu mai chinuim cu chestii. E, din păcate, planul ăsta mi s-a părut un plan nu neapărat că e prost, dar unul la mână, parcă nici nu pot stau așa departe de bursă, da, și al doilea rând cu, v-am zis, este și un experiment pentru mine, personal, m-am zis, în momentul ăsta, dacă eu reușesc să bag bani pe bursă, pentru că în momentul ăsta, fix în momentul ăsta, nu știu de unde să iau, da, adică dacă mă trebuie mâine să bag bani, nu o să știu. Iarăși m-am gândit, s-a făcut și Coca-Cola foarte scumpă, 22 de lei, nu 20, da, 22 lei sticla de, nu 2 sticle, 2 litri, adică un litru, 12 lei, cam așa ceva, 2, nu, cam 11-12 lei, o sticlă de 2 litri de cola, care o beau într-o zi, așa, dar parcă nu-mi doresc, apropo de chestia asta, v-am spus aminte la începutul canalului acesta, luam 10 lei pe, nu am mai băut cola pe câteva luni de zile și 10 lei pe zi am pus în bursă și așa am strâns primii bani de bursă, primele investiții, așa au plecat. E, pe momentul ăsta parcă nu mai îmi doresc să fac chestia asta, vă spun sincer, da? Și atunci mai am și încă 3 luni de zile de plătit rata la telefon, da? Adică mai sunt 3 rate la telefon sau 4, cred că 4, da? 3, 4, nu mai știu, am nevoie undeva, care trebuie plătite, adică sunt într-o situație în care banii la facturi la casă să scurg așa și încă mai am de luat gresie, vaianță, mai am de luat chestii, aia o să vine așa, văzând cu ochii, deci niciun caz nu se pune problema să iau din banii ăia pentru bursă sau ceva. Asta e una la mână. Trebuie să găsesc o sursă de venit suplimentară, să găsesc ceva suplimentar, astfel încât să intru pe bursă, da? Mai am niște idei, mai am niște planuri, tocmai de asta o să vă zic să mă lăsați încă vreo săptămână, termin cu școala, îmi pun cap la cap ideile și vedem dacă intru. Dar v-am zis, în principiu, cel puțin în momentul ăsta, dacă mă întrebați pe mine, nu mă aștept, mă aștept așa, să zic, uite, am făcut 50 de lei, hai să-i punem pe bursă, da? Să vedem ce se întâmplă, adică nu mă aștept la sume mari. Dar cine știe ce se mai întâmplă, adică mă tot gândesc, adică îmi tot bat capul, apropo de chestia asta, îmi tot pun minte la contribuție, ce pot să fac și cum pot să fac, da? Dar m-am zis, în momentul în care dacă eu reușesc să bag niște bani pe bursă în perioada asta de următoarele 2, 3, 4 luni de zile, așa, nimeni niciodată în viața lui nu mai poate vine la mine să zică, bă, n-am bani de investit, da? Adică sunt o situație în momentul față în care pot să zic că nu am bani, iarăși chestia ta cu lectorul și cu universitatea se încheie în următoarele 2-3 săptămâni și nu mai am treabă nici cu ea vreodată, cel puțin așa m-am hotărât eu în momentul față, e subiectul altei discuții, nu are legătură cu canalul acesta și pur și simplu trebuie să mă gândesc foarte, foarte bine de unde găsesc o sursă de bani în plus sau poate reușesc să-mi dau din firmă un salariu mărit, adică să măresc salariul și diferența aia, deci că în loc să știți că este chestia aia, să iei 10% din câștiguri și să le bagi în bursă. În momentul de față nu prea e posibilă chestia asta și atunci poate găsesc o variantă în care să zic că măresc salariul cu 10% ca acei 10% să ducă pe bursă. Da, poate ar fi asta o soluție, dar e destul de dificil și acolo pentru că nu e atât de simplu. Chiar dacă eu sunt propriul șef și pot să decid o mărire salariu așa, da, adică eu iau, să zic așa, nu e atât de ușor de făcut chestia asta, depinde de cum merge firma. Au trecut amers firma destul de greu și destul de dificil, a fost o perioadă destul de dificilă și din punctul ăsta de vedere. Sunt multe, multe provocări pe care anul ăsta le iau așa în piept. Așa, și am zis că, uite, asta e o provocare pe care o iau, da? Și de asta am luat decizia asta. Încă nu eram hotărât, zic, bă, până la 5.000 de abonați, mă hotărăsc, îmi iau o hotărâre, dacă intru, tot mai aștept, da? Până la urmă, vedeți, au fost unii hateri, au zis că, mamă, dacă nu mai e tu, acum pe BBB, să duce canalul în jos, să duce nu știu cum, moare, etică. Vedeți că nu s-a întâmplat chestia asta, se vede foarte clar în cifre, da? N-am nevoie să mai justific cuiva, să mai dau un răspuns, bă, te înșeli. Nu, vorbesc cifre de la sine, dar pur și simplu cred că dorința mea cea mai mare chestie a fost că, bă, parcă nu zici ceva. Adică ca și cum, dacă vă dau așa un exemplu, e ca și cum toată viața, în fiecare dată, te scuzi așa dimineața să alergi, da? Și te-ai învățat să faci chestia asta zi de zi. Și acum ești în vacanță, pe plajă și zici, bă, parcă aș alerga un pic, că parcă nu pot să stau locului, că m-am învățat să alerg, știi? Cam așa și eu, parcă nu pot să stau locului, chiar dacă am luat niște decizii, chiar dacă am vrut să mă distanțez un pic de bursă și vreau să mă distanțez în continuare, bă, parcă nu se poate fără, da? Parcă nu se mai poate fără. Și asta e o chestie foarte mișto, pentru că dacă reușești să-ți faci obișnuința asta sau obiceiul ăsta, mi se pare foarte tare, adică mi se pare că dacă încep să, cum să zic eu, erau vorba, cred că era o paralelă, cei care cumpără, au cumpărat panouri fotovoltaice și m-au văzut cum e viața fără facturi, că au curentul de la soare și nu mai au nevoie de facturi, au zis că, băi, e ca un virus, așa, mai vreau să iau panouri, mai vreau să iau alea, că nu știu ce.
E cam așa a devenit și pentru mine partea asta cu educația financiară, cu independența financiară și bineînțeles cu bursa, pentru că eu una din studiile mele a devenit pasiv, la care momentan am cam renunțat, adică am cam distrus tot portofoliul meu de acolo, am cam distrus toate alea și parcă nu pot să stau așa fără, știi, adică nu, viața e pustiu, cum s-ar zice, fără bursă. Și atunci cam asta a fost motivul poate principal, chiar dacă m-am zis, în momentul ăsta mai am nevoie de o săptămână, o săptămână jumate, poate n-am nevoie de o săptămână jumate, știi? Poate mă câștig mâine la loto și am de unde să bag bani pe bursă, dar momentan nu știu, adică nu că nu știu. Aș vrea să văd probabil, adică aș vrea să văd dacă să nu mă vând să bag niște bani pe bursă și eu să n-am bani să plătesc ratele la telefon, de exemplu. Eu sunt total împotriva ratelor, total împotriva creditelor și așa mai departe. Faptul că acum am niște datorii, da, adică e prima oară, da, cred că e prima oară în viață. Mă rog, am mai avut datorii așa, la prieteni, pe la chestii, dar tot așa, cam așa aici acum. Așa, faptul că am o datorie acolo, sunt cu în tabelul ăla de avere, am și în dreapta chestii, da, până acum aveam, nu sunt foarte relaxat din cauza asta, adică zic, bă, vreau să scap de ele, vreau să mă liniștesc, ca după aia orice s-a întâmplat, să știu că nu, să n-am, nu rămân neachitat sau ceva. Așa, bun, deci cam ăsta e anunțul, da, deci e clar că o să intru, nu o să intru mâine, nu mă gândesc că mamă, până mâine, noaptea asta îmi vine mie o idee și mâine bang, pe BBB am băgat banii, nu. Mai durează un pic, probabil o săptămână, cred eu, poate mai puțin, da? Depinde, nu știu să vă zic, acum mi se pare că și marți, miercuri e sărbătoare, da? Adică miercuri oricum e închisă bursa, închide și băncile, deci mai sunt niște chestii care nu se întâmplă pe de azi pe mâine. Trebuie să văd ce fac, da? Adică să nu vă mirați dacă vedeți că am intrat prima oară cu 200 de lei sau cu 30 de lei, nici nu știu ce cumpă cu 200-300 de lei, dar important că e că vreau să fac pasul ăsta, da, adică și voi puteți să puneți, ok, vă deschideți cont la un broker și depuneți 50 de lei, vă puneți 30 de lei, nu o să faceți nimica cu 30 de lei sau cu 50 de lei, clar, dar faptul că ați făcut primul pas o să vă ajute să începeți să faceți pasul al doilea, pasul al treilea, pasul al patrulea, da, și pentru mine cumva nu mai e cazul să fac primul pas, pentru că știu despre ce e vorba, știu în ce mă bag, știu ce, adică nu mai e nicio problemă pe mâna ta, dar problema este că e clar că trebuie să fac acest pas, da, cât mai rapid posibil. Că altfel, m-am mișto acum, că altfel îmi pierd toată abonații de pe canal și nu mai se uită nimeni la mine. Trebuie neapărat să găsesc bani. O mai dăm și glumă, v-am zis că sunt destul de obosit la ora asta, nu mi-am amintit nici de bursă. Poate mai acolo, poate stau o jumătate de oră, o oră să mă liniștesc și poate mai încolo mai pătrind noi doi. Dacă mai vând ceva, mai cumpăr, nu știu acum, la ora asta nu am deschis netul astăzi. Nu știu cum am mers bursa astăzi, nu știu nimic, ca sunt și zilele astea în care n-a putut să faci nimic, da? Până la urmă, investițiile astea în venituri pasive și în bursă nu trebuie să fie, stau pe telefon, ce știri am mai apărut și așa mai departe, trebuie să fie relaxate și plictisitoare. Bun, sper că te-a plăcut anunțul meu. Dacă da, lasă-mi în comentariu și dacă nu, lasă-mi în comentariu și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!